Adriana Bahmuțeanu susține că frații mai mari i-ar fi sedat pe cei doi copii minori pentru a-și facilita accesul la bunurile de valoare din buncărul situat sub vila impunătoare. Mai mult, covoarele scoase în aceeași zi sunt văzute ca parte dintr-un plan elaborat de a extrage obiecte valoroase din casă. Este posibil orice. Chiar i-am rugat pe cei de la poliție să le pună un etilotest, dar au refuzat. Au zis că nu sunt în trafic, la volan. E posibil orice, însă e vorba aici de o alienare parentală gravă, făcută de frații mai mari, în scop evident financiar, de a le lua dreptul lor la avere și de a administra ei, la 2 săptămâni de la trecerea la cele veșnice a lui Silviu Prigoană. Dosarul deschis pentru moarte suspectă rămâne activ. Urmează să fie emis raportul toxicologic, care va confirma sau infirma ipoteza otrăvirii afaceristului. Luni dimineață, Adriana Bahmuțeanu va merge la notar pentru a deschide succesiunea. În absența unui testament, cei 4 frați riscă să ajungă în instanță pentru a-și împărți moștenirea. În timp ce Adriana Bahmuțeanu încearcă să obțină custodia băieților printr-o ordonanță președințială, aceștia refuză să locuiască alături de mama lor într-un apartament cu 3 camere. Copiii sunt obișnuiți cu luxul din vila evaluată la peste 5 milioane de euro, care dispune de facilități precum cinema, sală de jocuri, restaurant japonez și piscină. Deocamdată, minorii continuă să locuiască în această reședință, în timp ce lupta pentru moștenire și custodie se intensifică. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.